dimineața. Sunt Alberto. Și eu, Mihai Barbu. Și vă invităm să urmăriți în fiecare dimineață matinalul Fii Antenă. Nu ceda timpului posibilitatea de a ierta sau de a iubi. Pentru că doar iertarea sau iubirea sinceră pot să-ți aducă liniște în viață. Iartă-i pe cei care ți-au greșit. Nu pentru că ei ar merita iertarea, ci pentru că tu meriți liniștea. Bună dimineața, Mădălina Mitu! Astăzi vin în atenția dumneavoastră cu doi foști sportivi de performanță. Sunt curioasă să le aflăm povestea, așa că să le urăm bun venit la matinal celor doi antrenori, Mihai Ionuț Adrian și Petre Elena Denisa. Bună dimineața, cu drag! Bună și dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Mă bucur tare mult că după 8 ani, dragii mei telespectatori, mă reîntâlnesc cu acești, nu mai pot să le spun copii, deși pentru mine tot copii vor rămâne, că mi-aduc aminte la sala de, din Zăvoi. Da. Unde acolo i-am cunoscut și am făcut antrenamente împreună cu ei. Și mi-aduc aminte că am avut o perioadă foarte frumoasă din viața noastră. Zic eu cel puțin că nu mai mă ocup de acest sport. Eu eram pe partea aceasta de amator. Da, era un pătimit a boxului. Exact, dar ei sunt doi foști sportivi de performanță. De ce, măi, Mihai? De ce ați renunțat la sport așa? Păi, și acum antrenați? Da, antrenăm. Doi foști sportivi și au deschis o sală de box în centru privată și eu împreună cu Denisa antrenăm acolo. Hai că sunt tare curioasă să aflu mai multe despre voi și toată evoluția voastră și cum a decurs de când ați făcut sport de performanță. Văd aici și multe medalii, cupe, însă n-au venit cu toate, pentru că ne trebuia eventual vreo 5 mese, cel puțin. Da, o parte, și din, o parte din cupe și din medalii. Și avem multe de povestit, de aflat. Sunt curioasă așa să aflu de ce schimbarea asta, ce vârstă aveți, de ce ați renunțat, dacă vă mai apucați. Dar până atunci, dragii mei telespectatori, vreau să dau și eu, cu permisiunea lui Laurențiu, un share. Și lui Andrei, bună dimineața, cu drag, echipă minunată cea. Și imediat după ce ascultăm meteo, vreau să vin în atenția dumneavoastră cu câteva, nu știu, urări și salutări pentru cei din Drăgășani și cu fotografii, pentru că în weekendul ce a trecut am avut un frumos eveniment acolo și vreau să vă spun că pe masă am struguri de la Drăgășani și vreau să vă spun așa o poveste foarte frumoasă de acolo și ce s-a întâmplat și cum a fost. Și mai cu seamă acum, haideți să ascultăm vremea. Astăzi vom avea o maximă de 21 de grade, dar este foarte important să aflăm pentru fiecare zonă în parte din județul nostru ce se întâmplă, matinalii mei dragi. Revenim imediat și o să revin și cu mulțumiri, pentru că hai să zic de acum, Laurențiu, dacă vă place ținuta mea din această dimineață, vă invit să intrați pe site-ul www.fashionforyou.ro pentru a achiziționa această rochiță sau multe alte ținute vestimentare pentru evenimente importante din viața dumneavoastră sau nu numai. Așa că ori pe Facebook și pe Instagram, dar și pe TikTok îi găsiți. Le mulțumesc din suflet, mă simt așa astăzi ca o văduvă, văduva neagră, măi, Laurențiu. Așa că haideți să ascultăm vremea, matinalii mei, și revenim imediat aici în direct alături de invitații mei și multe, multe urări în această dimineață. Bună dimineața! Astăzi o fi soare, dar nu-l văd eu. Cerul este predominant înnorat, iar maxima zilei nu va depăși 20 de grade. Haideți să vedem pentru fiecare localitate cum stăm cu gradele în termometri. La Obârșa Lotrului avem 7 grade la ora aceasta, iar o maximă de 14 grade. Vârfului Roman 4 grade, cu o maximă de 11. Buila Vânturarița 2 grade la ora aceasta, cu o maximă de 9. Masivul Cozia 3 grade, o maximă de 10. Mergem mai departe către Horezul, la ora aceasta avem 12 grade, o maximă de 18 grade și șanse de precipitații 50%. La Brezoi avem 10 grade la ora aceasta, cu o maximă de 17 grade, Voineasa 13 grade, cu o maximă de 19, iar la Câineni 12 grade, cu o maximă de 8. Ne mutăm la Băile Covora, unde avem 13 grade cu o maximă de 19 grade, Olănești 11 grade, urmată de 18 grade maximă pentru ziua de astăzi, Călimănești 13 grade, o maximă de 20 de grade,
Iar la Râmnicu Vâlcea avem la ora aceasta 14 grade, urmată de o maximă de 20 de grade, cu șanse de precipitații de 74%. Și nu uitați să puneți și umbrela în plasă. Da, dragii mei matinali, am revenit aici în platou, în studioul nostru, matinalul Fii Antenă, de la Antena 3 Vâlcea. Și vreau să vă spun că Laurențiu a gafat acolo pe acolo ceva, îl dau de gol, pentru că voiam să vă arăt și ceva fotografii, așa că nu o să vorbesc acum de Drăgășan, o să vorbesc imediat după horoscop ce am de prezentat și de spus. Deja făceam de lucru pe internet, pe Facebook, pe rețelele de socializare, să dau o distribuire la ce se întâmplă în această dimineață, să vadă cât mai multă lume, așa că vă invităm și pe dumneavoastră să intrați pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea, să dați o distribuire fie pe contul dumneavoastră personal sau fie pe un grup sau mai multe grupuri, să ne vadă cât mai multă lume, pentru că sunt tare fericită să mă reîntâlnesc cu doi prieteni dragi sufletului meu de acum 8 ani de zile, doi foști sportivi de performanță, actualmente antrenori, și vreau să intre pentru că urmează horoscopul prezentat de colega mea Lili. Ce zodie sunt ei și cum sunt ca persoane? Gemeni amândoi. Gemeni amândoi. Deci nu cred. Da. Și nu numai că gemeni amândoi, suntem trei gemeni în această dimineață, tripleți aș putea spune la dublu, pentru că și eu tot gemeni sunt. Pe ce dată sunteți, măi, Denisa? 23 mai eu. Da. Eu pe 28 mai. Și eu pe 2 iunie, deci eu sunt după voi. Da. Voi sunteți așa, între Taur și Gemeni, cum s-ar spune. Exact, da. Aveți, ia spuneți-mă, Mihai, cum ești tu ca persoană așa, cu bune și cu rele? Da, păi ca fiecare persoană avem și părți bune și părți rele. Sunt câteodată agitat, să zic puțin. Mm-hmm. Se zice că gemenii sunt duali. Așa este, da. Suntem agitați, într-adevăr, iuți la mânie, ne supărăm, exact. Suntem ambițioși. Da, ambițioși și părți bune, cred că suntem și sufletiști pe de-o parte. Aici ai mare dreptate. Da. Mare dreptate, bine zis. Iar tu, Deni, cum ești? Vulcanică. Da. Am trece repede. Vulcanică. Da. Știu, cunosc sentimentul. Sunt la sentimentul tău. Deci, da. Dragii mei, că săptămâna începe foarte bine la locul de muncă. Mai mult se ocupă de strategii decât de rezolvarea unor probleme concrete. O ascultăm pe Lili și imediat revenim. Vă așteptăm și mesajele dumneavoastră, pentru că vreau să le citesc și mai cu seamă să aflăm o frumoasă poveste. Ce minunat m-am simțit acolo la Drăgășan și ce suflete extraordinare am cunoscut. Revenim imediat. Berbec. Astăzi vă simțiți foarte puternici și ambițioși atunci când vine vorba de a vă atinge țelurile. Aveți o energie debordantă, atrageți oameni în jurul vostru și vă simțiți bine în centrul atenției. Taur. Nativii acestei zodii dau dovadă de originalitate în tot ceea ce întreprind și o să-și facă singurii reclamă prin munca pe care au depus-o. O să aflați dedesubturile unei situații care v-a creat o nemulțumire și o să aveți grijă să învățați din această experiență. Gemeni. Viața amoroasă a gemenilor ar putea avea unele obstacole majore. Fiți atenți la felul în care vorbiți cu partenerul de viață cu pași mici, tensiunea dispare, dar asta doar dacă sunteți dispuși să fiți mai deschiși în primul rând cu voi înșivă. Rac. Nativii Rac sunt pe calea cea bună în plan profesional. Aveți parte de succes și parcă totul merge din ce în ce mai bine. Este posibil să vă doriți să lucrați și în timpul liber și să fructificați la maximum cele câteva ore rămase, însă este de preferat să vă încărcați bateriile departe de tot ce înseamnă muncă. Leu. Acești nativi sunt pe punctul de a-și pune în aplicare tot ce au ei mai bun la locul de muncă. Se pare că vreți să vă impresionați colegii cu inventivitatea voastră și dați dovadă de originalitate, așa ca de obicei. Fecioară. Nativii Fecioară pot beneficia de venituri financiare neașteptate astăzi. Banii sunt bineveniți, mai ales că ați depus un efort mare la locul de muncă. Balanță. Aveți parte de succes în plan profesional, dar și sentimental. La muncă, relațiile cu șefii se află pe traiectoria bună și vă dați tot interesul să îi mulțumiți. Nu uitați să vă mai și distrați, prea multă seriozitate strică. Scorpion. Acești nativi vor să-și schimbe ceva în rutina zilnică, acum este momentul, deoarece au ambiție și energia necesară. Poate sunteți preocupați cu regimul alimentar și vă doriți un corp mai tonifiat sau un plus de energie. Săgetător.
acești nativi își fac planuri de vacanță împreună cu partenerul de viață. Dacă încă nu aveți pe cineva aproape, se poate să întâlniți o persoană și să simțiți o chimie aparte. Capricorn. Comunicarea este punctul forte al Capricornului astăzi. Tindeți să fiți preocupați de familie și de bunăstarea lor. Veți reuși să ieșiți în evidență cu ceva interesant. Vărsător. Astăzi este un moment prielnic pentru vărsător pentru a-și extinde cunoștințele. Puteți învăța lucruri noi, mai ales în plan profesional. Pești. Astăzi intuiția funcționează la cote maxime pentru pești. Puteți câștiga o sumă de bani sau să vă implicați în niște proiecte care să vă aducă succes în plan profesional. Draga mea Lili, mulțumim din suflet pentru veștile aduse astăzi despre astre, zodii. Am aflat pentru fiecare în parte ce avem de făcut. Dar mai cu seamă, știți foarte bine vorba mea, întotdeauna spun că tot ce ține de viață și de oameni stau în aceste două mânuțe și în această minte și în această inimă. Așa că aveți grijă la alegerile pe care le faceți și să evităm așa problemele cât putem, să nu ne mai supărăm și să ne aducem răutate în suflet și în inimă și să aducem doar bunătate, ca să fac și rima dimineții. Vă spuneam la început de ediție matinală că avem doi foști sportivi de performanță, în cazul în care ați deschis televizoarele mai târziu, Mihai Ionuț, Adrian și Denisa Petre. Mă bucur din suflet că ați venit în această dimineață la noi. Cam mult timp mi-a luat până v-am adus, Deni, că de mult, de la începuturile mele v-am invitat, cum s-ar spune. Dar știți, este o vorbă, se spune așa, că niciodată nu este prea târziu. Bun. Vă spuneam că în weekend, dragii mei, am fost prezentă la Drăgășani și ce poveste frumoasă am aflat de acest municipiu tare drag mi-a devenit de când am fost acolo prezentă, alături de toți angajații de la primărie pe care îi salut, pe domnul primar, pe domnul viceprimar și mai cu seamă. Acum ce urmează? Nici nu știu cum să încep. Ci că, măi, Laurențiu, am intrat ca prezentatoare în istoria Palatului de Cultură de la Drăgășani. Și nu înțelegeam de ce, cum adică, mi se par cuvinte prea mari. Pentru că de când s-a făcut inaugurarea, sunt prima prezentatoare ce a pășit pe această scenă de acolo. Îi salut cu mare drag pe toți și vreau să vă spun că am cunoscut oameni atât de extraordinari ce au reprezentat. Vedeți acești struguri de pe masă primiți din partea unei doamne. Doamne și ce suflet minunat poate să aibă. Vreau să spun că fiecare om pe care l-am cunoscut de acolo reprezintă cât un bob de strugure ce a format cel mai dulce ciorchine pe care l-am savurat și l-am mâncat din suflet. Spun asta pentru că vreau să salut toate doamnele de acolo și nu numai, pe doamna Liana, doamnele de la Palatul de Cultură, doamna Liana, Irina, Aura, doamna Eugenia, doamna Mariana, Pe Alexandru, domnul profesor Alexandru, un om extraordinar ce a avut grijă de mine. Doamne, sunteți extraordinari și nu în ultimul rând, acest nume pe care o să-l spun acum, dă-i mai Laurenția așa un cadru pe mine, doamna Maria Ancuța, m-a lăsat fără cuvinte această doamnă minunată de la vinul, este la cultura vinului, la muzeul vinului, ca să mai exact, și vreau să spun că, dragii mei, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest sentiment superb. Această doamnă a venit la mine pe scenă, a trimis un copil cu un cadou și în acel cadou am avut parte de o mare surpriză și anume de o scrisoare scrisă de 12 pagini, deci o scrisoare de 12 pagini și am citit-o și am aflat o frumoasă poveste, ce frumos a vorbit despre mine, mi se pare, nu știu, fabulos, nu știu, cuvinte prea mari, nu știu dacă le merit, însă vă mulțumesc pentru toți cei de acolo, toți cei care ați avut grijă de mine, uitați ce fotografii frumoase. Iar doamna Maria, pe lângă aceste 12 pagini scrise, această scrisoare foarte mare pe care am citit-o și m-am emoționat și chiar mi-au dat lacrimile ca și în acest moment, am mai primit ceva
făcut manual și încă ceva pe care n-aș vrea să le dezvălui chiar toate, însă vă mulțumesc din tot sufletul, doamnă dragă. Sper din suflet să ne faceți prezența și să ne onorați cu prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii matinalul Fiantenă, pentru că aveți un suflet de aur. Sunteți minunată. Laurențiu, dacă găsești o fotografie cu o doamnă îmbrăcată în roșu, vreau să arăt celor de acasă că dânsa este. Și vreau să spun că am primit foarte multe mesaje, aprecieri. Am făcut față cu brio, au întârziat un ansamblu și a trebuit să vorbesc undeva la 40 de minute, cam așa, pe scenă. Am avut mari emoții, dar Dumnezeu m-a luminat, m-a binecuvântat și am dus la bun sfârșit acest eveniment cu fast. Două sărbători, culesul viilor și lăutarul. La bun sfârșit, însă eu m-am ocupat de culesul viilor și colega mea Ionela Petria de lăutarul. Aceasta este fotografia, nu știu ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Eu am fost îmbrăcată în roșu, doamna Maria Ancuța în roșu, Ada, artista, o artistă tare iubită și apreciată, în roșu. Deci toate am fost îmbrăcate în roșu. Asta poate, măi, Laurențiu, și de la faptul că ne-a dus cu mintea faptul că vinul de acolo este roșu, dar nu este numai roșu, este și alb și roze. Și voiam să vă spun, să vă mai spun ceva, că doamna Maria Ancuța mi-a spus povestea celor de la Drăgășan, cum a primit acest nume, municipiul Drăgășan, și mi-a spus că eu semăn cu Șani. Șani este cârciu măreasa de acolo din Drăgășan, ce întâmpinau oamenii când veneau de la culesul viilor. Cum e, mai Laurențiu? Așa, asta am înțeles, eu sper să nu greșesc. Și uite, am primit aici că când vii la cules, doamnă, o să vin, credeți-mă că vin să culeg strugurii cu dumneavoastră. Știu că nu mai aveți decât o săptămână la dispoziție, așa că am să vin să vă ajut cu mare drag. Și voiam să vă spun că, nu știu, sunt atâtea cuvinte ce am primit încât, uitați-vă, mă emoționez fără doar și poate. Și dacă aș putea în această viață să am o putere, aș da ca toți oamenii să fie exact acești oameni pe care i-am cunoscut în weekend. Și nu sunt doar cuvinte de laudă, ci sunt cuvinte ce le merită din plin. Ar fi atâta bunătate și fericire și iubire încât nimeni de pe acest pământ n-ar mai suferi și n-ar mai simți tristețea. De asemenea, ieri am coborât, mai Laurențiu, ce crezi? Să fac câteva voxuri, să-mi ajut colegii la știri, și m-am întâlnit cu telespectatori fideli. Am rămas profund impresionată să văd ce cuvinte frumoase mi-au adresat, iar după am fost la un supermarket să fac cumpărături, iar o doamnă, o domnișoară foarte drăguță, foarte frumoasă, pe la 35 de ani, i-a spus, s-a uitat așa la mine, zice, ești mai frumoasă în realitate, la TV pari mai matură, așa că vă salut pe toți cei care ne urmăriți, dragii mei, vă mulțumesc din suflet. Și spuneam că, da, asta sunt eu, sunt sociabilă, așa că dacă vă întâlniți cu mine pe stradă, să vorbiți, să nu aveți jenă, pentru că îmi bucură sufletul să aud și critici și laude. Sunt binevenite toate, pentru că fac parte din frumoasa noastră evoluție până la urmă. Bun, eu gata cu vorbitul, acum vreau să predau ștafeta ușor, ușor vouă, nu înainte de a citi câteva mesaje, pentru că deja fug mesajele, ați văzut pe live. Și am primit foarte multe în dimineața aceasta. Ana Boriceanu, bună dimineața! Adrian, bună, o zi minunată tuturor! Salutare, Mădălina, îi salut pe Edin Stin și invitați, multă baftă în tot ceea ce fac. Daniel Țârlea, bună dimineața, o zi superbă, super matinalul Antena 3. Rodi Filip, bună dimineața, Mădălina, zi frumoasă. Maria Mitu, bună dimineața tuturor, vă îmbrățișez cu mult drag, salutări invitaților și mult succes în continuare. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, să aveți o zi cât mai bună. Lucian Cărămid, de neața bună. Ileana Petre, bună dimineața. Cătălin, fii antenă. Când vii la cules, doamnă? Hi-hi-hi. Cătălin spune așa, 400 de tone de struguri? Da, fac față cu brio. Până la epuizarea aș munci, pentru că este o recoltă și voiam să vă punctez un aspect foarte important. Sunteți bogați prin aceste pământuri roditoare pe care Dumnezeu vi le-a
vi le-a dăruit și să nu uitați. Și știm cu toții această frumoasă poveste, cum că Dumnezeu din apă a transformat în vin. Așa că savurați-l din plin la fiecare masă, cât un păhărel de vin roșu ajută la tensiune, măi, Laurențiu, că eu am cam scăzută. Bun, vă salut pe toți, vă pup, vă îmbrățișez și niciodată n-o să vă uit și abia aștept să vă reîntâlnesc, dragii mei, de acolo din municipiul Drăgășan și nu numai, pe toți telespectatorii. Gata, am vorbit de nu mai am aer. Dragii mei, ia spuneți-mi voi, cum ați început și hai să o luăm cu începutul începuturile voastre, adică hai tu, Mihai, ai cuvântul și povestește-ne de ce ți-ai ales domeniul acesta al sportului boxul. Și mai cu seamă boxul. Exact. Cred că eram undeva prin clasa 6-a și se mutase la noi în clasă un coleg nou care practica boxul. Okay. E, și el m-a adus în sala de box pentru prima dată. Deci el ți-a insuflat dragostea pentru box. Am început cu fotbalul când eram mai micuț, dar nu s-a legat de mine, să zic așa. De ce ți-ai ales? Pe lângă, ok, ți-a insuflat acest prieten, acest coleg, dragostea pentru box, dar ceva te-a determinat și pe tine să-ți alegi acest sport. Da, la acel moment căutam să slăbesc puțin, că eram puțin cam grăsus, da? Okay. Am intrat în sala de box, am zis că e un sport bun pentru a slăbi. Și m-am îndrăgostit de acest sport, pot să spun. Iar tu, Deni, de când activezi în acest domeniu? Din clasa 9 am început. Am intrat la liceu cu program sportiv. Ok. Nu prea îmi plăcea matematica, sincer. Nu prea îți plăcea așa, deci... cum eram toți, de fapt, până la urmă, de să fim corect și drept. Da. Și cred că și cei de acasă spun asta. Când venea sportul sau muzica sau religia, ora de orele sport, preferate. De orele preferate. Da. Și am început la Zăvoi. Uh-huh. M-am dus, mama mea m-a dus mai mult. Deci mama ta te-a dus. Da. De ce? Acum te și întreb. Maestrul Nicu fiind vecin cu mine, era cam singurul cel mai apropiat. Mă, da, eu îl cunosc pe maestru de foarte mulți ani. Deci la modul că... Da. Era așa mai dur, nu ți-a... Era pe genul, toată lumea fugea să vină la sport, la făcut box, că se spărgea, se spunea că ți se sparge nasul. Nu, e un mit, e un mit. E un mit, nu? Și eu am se mai făceau glume prin sală între colegi, cine venea nou, cei mai mari sau cei mai vechi, trebuia să spargă nasul. Da, bine, era o glumă. Era o glumă. Da, nu se sparge. Am înțeles. Cum e, mă, Deni, să fii sportivă într-o lume a bărbaților? Foarte frumos. Frumos! Foarte frumos. Nu le frică de tine, nu? Lor nu. Deci nu le frică de tine. Suntem colegi, ne ajutăm reciproc. Da, bărbaților, așa, băieților, în general, pe stradă, dacă ar ști ce sport practici tu, cred că le-ar fi frică. N-am întâlnit până acum. N-ai întâlnit. De ce ai ales acest sport, Deni? El m-a ales pe mine, nu eu. Ce frumos, da? Pur și simplu s-a lipit de mine, tot la fel. Încercam să slăbesc și acum încerc. Ok. Și am început treptat, am început să am rezultate. Colegii mei... La ce vârstă ai început, Deni? 15 ani aveam. Adică 14... acum câți ani? 6 ani. Ok. Am așa. Mulți înainte. Mulțumesc. Am înțeles. Eu cu boxul, spun sincer, l-am ales pentru că era așa o deconectare. Exact. Toți mușchii îți lucrează. Lucrează, da. Mintea, efectiv, da. În momentul acela nu te mai poți gândi la nimic și este o descărcare incredibilă, da. Sufletește. Dacă ai presiuni, tensiuni, supărări, efectiv numai după o zi de... De fapt, ce? După antrenament. Te simți dacă... mai bine, da. Păi asta vreau să spun, bine? Că boxul nu e neapărat numai bătaie. Exact. Mulți consideră sau cum da, se consideră sau înainte, se duc da. La box că vreau să învăț să-i bat pe colegi, să-i bat pe ăștia pe stradă din care ce mă supără. Mai multe fete care vin la box copii pentru a învăța și autoapărare exact, și da. Te ajută foarte mult și fizic. Corect. Și psihic din acest sport. Din punctul meu de vedere, cred că e cel mai complex sport. Așa este. Lucrurile are pe toate. Așa este, într-adevăr. Adică te poți juca fotbal, basket, dar box nu cred că te poți juca. Haideți să vorbim puțin de perioada când voi ați activat ca sportiv de performanță și mergeați și aveați lupte, da. Meciuri foarte multe în ringul de box.
Cum a fost, mai Mihai, această perioadă? Câte medalii, câte înfrângeri ți-a adus? Da, deci am disputat undeva la 80 de meciuri. Wow! Da, și pierdute 10, să zic așa. Oh. La fiecare deci am fost medaliat la toate competițiile naționale la care am participat. Cupa României, campionat național. Aici am adus și prima mea cupă pe care am câștigat-o. Este prima, nu? Da, da, da. Ok, foarte frumos. Iar partea aceasta, momentul când ai urcat așa, când urcai în ring, ce simțeai, măi Mihai? Aveai emoții? Era o combinație între emoții și dăruire, în sensul că te focusai foarte mult pe lovituri, pe adversar? Da, emoțiile erau constructive, să zic. Dar te ajută emoțiile. Te ajută? Da. Vai, deci pe mine cel puțin... Dacă sunt constructive. Constructive. Dar te pot da și peste cap, să nu mai știi ce e cu tine. Într-adevăr, așa este. La un moment dat am avut o discuție foarte frumoasă cu doamna Maria Dragomiroiu și cu doamna Maria Ghinea. Și toate trei vorbeam de acele emoții de început, când urci pe scenă, în cazul nostru. Efectiv, da, sunt emoții pentru toți artiștii, pentru toți prezentatorii, pentru, uite, toți sportivii. Este acel moment să nu greșești, să nu dezamăgești. Și ai o frustrare în momentul în care greșești un cuvânt, cel puțin în cazul meu ca prezentatoare sau ei ca artiști mi-au spus, mă, parcă n-am atins acea notă cum a trebuit și se pare că chiar dacă ești o viață pe scenă, ai o activitate în spate de mulți ani, tot ai această teamă. Și atunci m-am liniștit și am zis așa, Mădălina, calmează-te! Este normal, este uman să simți, să greșești, nu te mai judeca. Toată lumea are un trac. Exact, nu mai fi atât de dură cu tine și de perfecționistă, pentru că ajungi la un moment dat când îți dorești să atingi perfecțiunea, să devii oarecum frustrat atunci când greșești cu o mică chestie. Și nu e corect față de tine și nici față de Dumnezeu, pentru că așa am fost lăsați pe pământ, să mai greșim câteodată. E omenește să greșești. Da. Bun. Iar tu, Deni, ia povestește-ne câte meciuri câștigate, câte pierdute. Da, de pierdute am avut doar unul singur. Uau, e clar, te și eu, Mihai, te-a făcut, Deni. Da, da. Dar stai să auzim câte meciuri a avut. Păi câștigate, sincer, nu știu numărul, adică în 4 ani jumate doar unul singur pierdut și restul toate câștigate. Adică mereu am ieșit campioană și la cupă și la campionat. Am boxat și pentru Bulgaria odată, la un serios? Campionat. Serios? Da, pentru ruse. Wow. Și la europene a fost singurul meci pierdut în semifinală cu Ucraina. De cine ți-a fost, de ce adversar ți-a fost cel mai mult frică sau ai avut o teamă? Nu mi-a fost niciodată de nimeni. E clar, Deni. Deni, poți să ai merg cu tine? Nu a fost frică, a fost o, nu știu cum să vă spun, fiind și componenta lotului. Da. Când mergeam la campionate nu-mi permiteam eu ca om să pierd știind cine stă la colțul meu. Okay. Domn profesor, la fel fiind antrenor și dânsul la lot, nu prea... Pe cine ai avut antrenor, Deni? La lot, la Slatina, pe Constantin Gălbenușe și la Steaua, pe Maestru Lăcătuș. Am înțeles. Și la Vâlcea, spune. Și la Vâlcea. Și la Marius Băluță, da. Da, regretat, Marius Băluță. Să punctez, să ajung un antrenor deosebit, implicat și care și-a dăruit toată dragostea și viața pentru acest sport. Dumnezeu să-l odihnească în pace acolo, unde se află, sper eu și din suflet la cât bine a făcut, să fie într-un loc mai bun. Da. Iar tu, Mihai, ți-a fost teamă de vreun... Primul adversar la noi, să zic așa, era cântarul. Ah, ok. Da, trebuia să... Bun asta, să făceam depăși. Și puțină slăbire, nu foarte mult, dar făceam undeva la 4-5 kg slăbire înainte de meci. Da. Și cântarul era primul adversar. În rest, nu. Dacă mă simțeam pregătit și totul decurgea bine în timpul pregătirii, nu avea de ce să-ți fie teamă. Aveți chestiile alea de început, când vă uitați așa, ochi în ochi și... Da, da. Da? Da. Dar nu vă timorați, nu știu, am stat tot timpul și m-am gândit că mă uit la câte un meci de box, pentru că îmi place foarte mult acest sport, mă repet, l-am și practicat. Și mă uit așa când se uită ochi în ochi, nu știu... Da, atunci psihic, trebuie să fii foarte tare. Să nu? Să nu te lași intimidat. Bine, în ring pumnii vorbesc în ring. Bine, stau uneori și mă gândesc și pe lângă acest aspect, sportul acesta, dacă ai cumva un nivel scăzut,
deci nu prea ai încredere în tine, ești o persoană timidă, retrasă, te ajută foarte mult. Da, la îți dă încredere în tine. Da, îl salutăm și pe Mihai Barbu, stăteam și mă gândeam la copiii lor, da, și pe Moni o salut, la un moment dat stăteam și mă gândeam ce frumoasă evoluție a avut Alberto și celălalt copil. Cât au crescut, ce frumos s-au dezvoltat fizic, da, dar și mental. Și ultimul antrenament pe care l-am avut cu ei în sala de box, am rămas profund impresionată să-l văd pe Alberto, ce curaj avea și ce pum de dea în sacul de box. Deci chiar felicitări. Da, timpul a trecut și tot a mai crescut și noi am mai îmbătrânit puțin. Dar vreau să vă întreb, vă gândiți la un moment dat să vă reapucați să faceți din nou lupte, să mergeți la meciuri? Sincer, m-am gândit în ultima perioadă, dar timpul nu prea mă ajută. De să ce? Mă pregătesc. Mai faceți și altceva pe lângă faptul că antrenați copii? Nu, și eu doar asta fac. Dimineața sunt la antrenament, seara la antrenament, mai fac și eu mișcare. Inevitabil, da. Dar să te pregătești de performanță e greu. Este greu, nu? Da. Iar tu, Deni, mai faci altceva pe lângă faptul că antrenezi? Da, lucrez, sunt dispecer la o firmă, dar timpul de acolo îmi permite, deci cam ăsta e timpul, box și serviciu. Și am văzut acolo că sunteți chiar și iubiți, aveți fiecare pe cineva drag sufletului vostru. Da. E normal la vârsta. Deni, ce s-a întâmplat la tine? Nu cred. Când și cum? Că erați foarte bine și de foarte mult timp împreună. Ați avut ceva timp împreună? Da. Hai că poate vă împăcați că era băiat fain. Ce mi-a plăcut de tine. De ce, măi, Deni? E mai bine așa. E mai bine așa? Of, noi femeile astea pretențioase și tot timpul nemulțumite și tot timpul... Trebuie să evoluezi în continuu, nu? Frumos spus, da. Și întotdeauna eu am o vorbă că atunci când cineva încearcă să te oprească din frumoasa ta evoluție sau să te tragă, să stai bine, să pui în balanță și să analizezi, pentru că nu este corect, zic eu, da. Și consider că persoana de lângă trebuie să te ajute să evoluezi și mai cu seamă împreună. Bine, sau să evoluați împreună. Da. Exact. Când unul vrea și unul, e mai greu. E mai complicat. Da. Deni, ești tinerică. Fiecare avem țeluri diferite, am fost mai bine. Eu zic că viața aceasta, când ți este destinat cineva și mai cu seamă dacă o să vezi și alții, o să mai cunoști oameni și o să vezi cum sunt și cred că o să pui apoi în balanță, zic eu, mai bine. Și la modul că, da, că ieși la un suc, nu se întâmplă nimic. Este acceptabil să cunoști astfel de persoane și este și normal. Pentru că așa poți să faci și comparații și să-ți dai seama ce vrei de fapt cu adevărat de la viață. Câte antrenamente faceți pe zi și ce implică acestea, Mihai? Eu la ora 10 dimineața avem primul antrenament, iar după amiaza de la ora 18. Ok. Da, dimineața punem accent, să zic, mai mult pe fizic. Antrenamentul fizic, iar seara antrenamentul specific de box. Lecții la mânuși, palmare, saci, studiu. Ok. Deci cam acestea sunt antrenamentele pe care sunteți doar voi doi ca și antrenori sau mai aveți? Mai avem și pe Răzvan Vâlcea, care a deschis sala, și Bucura Rafael. Oh, îl salut cu drag și pe el. Și vin și ei și ne ajută. Da. Atâta timp cât le permite timpul. Eu am o curiozitate. Pe cine apreciați voi din domeniul acesta al sportului ca și sportiv de performanță, Mihai? Pe cine apreciezi tu? Pe cine te inspiră pe tine sau te-a inspirat la un moment dat să fii mai bun? Pe cine admiri? Da, sunt mulți sportivi. Floyd Mayweather. Eram sigură să se putea. Dar și români. Mihai Leu, Leonardo Loftei. Oh, frumos. Pe care i-am și cunoscut personal. Am făcut și câteva antrenamente împreună. Mi-aduc aminte chiar și la deschiderea sălii pe care fratele meu împreună cu primarul de atunci și cu Mihai Barbu... A venit Leonardo Doroftei și cu și nu-mi vine acel nume, de la București, mai de culoare. Beni, da, luptătorul de kickboxing. Și el a venit pentru inaugurarea acelei săli. Nu știu ce se mai întâmplă acolo, mi-este teamă să merg. Da, mai bine nu mergi. Da. Asta este, așa se întâmplă când nu avem grijă, când facem un lucru, să-l facem bine până la capăt. Și mă gândesc așa, la un moment dat, partea aceasta de
Nu e în calcul că plouă, se strecoară ploaia și apoi da, afectează izolația. Bine, izolația, nu sunt probleme noastre, dar totuși da, e păcat, pentru că s-au investit niște bani. Ce se antrenează acolo. Da, într-adevăr, așa este. Cine vă sprijin? Ah, Deni, era să omit. Tu pe cine apreciezi? Eu mă apreciez pe mine. Ce lipsă de modestie. Da, pe mine mă apreciez ca să pot să apreciez și pe alții. Am înțeles. Vreau să vă spun că ce credeți? Timpul a zburat atât de mult încât nici nu m-am mai uitat la ceas și nici n-am realizat de fapt. Măi, Laurențiu, tu m-anunți pe mine când mai am un minut și mai am de vorbit puțin cu ei. Așa că, dragii mei, vreau să vă invit alături de mine. Sper că v-ați simțit bine foarte și că bine. Nu ați avut nici emoții. Cum a trecut timpul. Ia-o, te rog, în mână, că s-a desfăcut, nicio problemă. Încă o dată mii de mulțumiri celor de la Fashion for You pentru că mi-au asigurat această ținută. Mii de mulțumiri, îi găsiți pe www.fashionforyou.ro. Și de final, pentru ai mei invitați, am câte un citat motivațional, că nu pot să scape, fără doar și poate. Ia să vedem noi. Vezi, nu mai asculta când eu ți-am spus că e bine cum vreau eu să fac. Bun. Dragii mei telespectatori, sper că v-ați simțit bine alături de mine în această dimineață și de invitații mei și vreau să-i întreb, v-ați simțit bine? Da, foarte bine, ca acasă. Ați văzut că a trecut foarte repede, v-ați descurcat foarte bine, n-ați avut emoții mai deloc. Da, probabil și legătura asta de prietenie pe care am avut-o ne-a ajutat să trecem. Dar vreau să mai veniți pentru că n-am terminat întrebările, ce credeți și vreau să mai veniți. Poate pe viitor, dacă scoatem și ceva copii cu medaliați, ar fi... Doamne ajută să fie bine pentru toată lumea. Vă ascult, hai Mihai. Pe cer nu există nicio diferență între est și vest. Fiecare om își creează propriile diferențe și apoi le crede adevărate. Ce frumos și ce parcă ce bine ai nimerit mai aproape Deni de Mihai și zi tare cu voce tare. Mereu mi se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că suntem buni cei care ne iubesc. Oh, ce frumos, așa este. Câteodată ai văzut, parcă s-a nimerit. Vezi, Deni? Am eu așa o karmă și un vibe. Ce stau așa și când extrageți acel, fac eu o mică abracadabra și o mică magie și fac abracadabra și extrageți fiecare așa de pe sufletul fiecăruia și cum se simte energia asta spre univers. Păi într-adevăr, așa primești este. Primești ceea ce gândești. Da, și mai ales stau și câteodată și mă gândesc și acțiunile noastre cât favorizează partea aceasta, conexiunea aceasta cu universul. Aveți grijă ce gândiți și ce vorbiți, că vi se poate îndeplini. Vă pup, dragii mei, de final, Mădălina Mitu, Denisa și Mihai Ionuț. Toate cele bune, să aveți o zi minunată. Ne revedem mâine dimineață la o nouă ediție matinală de excepție. La revedere, la revedere. Vă pup!